Cum analizăm o clientă atunci când vine? Vreau să vă arăt cum fac eu atunci când în salonul meu vine o clientă și vreau să mă hotărăsc ce fel de set de extensii fac. Bineînțeles, în primul rând discutăm cu ea ce și-ar dori, despre volumul pe care și le-ar dori, dacă nu este sigură, îi arătăm câteva poze ca să-și facă o idee, dar după, bineînțeles, noi trebuie să ne punem amprenta în ceea ce privește ochiul, forma și chiar și volumul pe care ne-l permit genele naturale să-l facem. Observăm că ochiul clientei mele este ascendent, are o formă foarte specială pe care nu o întâlnim foarte des în România, dar eu sunt norocoasă azi. distanța până la sprânceană este destul de mare, așa că nu sunt deloc limitată cu lungimile sau cu curburile, pot să fac orice vreau eu și m-am gândit să îi fac Uh, pentru a vă arăta exact la ce mă refer atunci când spun că este foarte importantă curbura pe care o alegem, vreau să îi fac azi forma vulpiță, însă nu am să folosesc curburi soft, așa cum se folosesc de obicei la formele de alungire, am să merg cu un C. Pentru că vreau să vă arăt că o vulpiță făcută cu C arată mai mult a forma veverit, adică forma de lifting. Pur și simplu ochiul se ridică foarte frumos, chiar dacă schema este de uh, vulpiță. Vreau să fiți atente atunci când alegeți forma și la uh, direcția de creștere a genelor naturale. Observăm că genele naturale ale clientei mele nu cresc în jos, sunt chiar ușor curbate, ceea ce înseamnă că o curbură avansată pe care noi o vom pune va părea uh, și mai curbată decât uh, cum pare pe niște gene, de exemplu, cu direcția de creștere normală. Adică ce vreau să spun este faptul că eu voi folosi un C, dar este posibil să arate ca un C, datorită curburii genelor naturale, care este uh, destul de, de avansată, genele naturale ale clientei, cred, din cum, după cum vedeți în sus. După cum am spus tot timpul și în curs, ne putem ghida, bineînțeles, și după forma feței. De obicei, la o față rotundă merg foarte bine formele ascuțite, formele de alungire, pentru că se armonizează foarte frumos cu forma feței. Bineînțeles, înainte să ne luăm pe forma feței, trebuie să fim atente la forma ochiului, așa cum am spus tot timpul și vreau să pun accentul pe asta.